Handbalistele de la CSM Roman nu au reușit calificarea în Cupa EHF, pierzând și partida de la Fehervar. Formația din Ungaria a învins cu 28-24 după un meci în care lupta a fost strânsă. Din păcate nu am reușit să aducem calificarea așa cum ne-am fi dorit. Am avut un joc destul de bun, dar din păcate o manieră de arbitraj cel puțin ciudată, practic nu avea nicio șansă în această partidă. Una peste alta, asta este, mergem mai departe, s-a terminat pentru noi ceea ce vrește cupele europene. Calificarea s-a jucat de fapt în tur la Roman, când Alba Fehervar s-a impus cu 27-25, după ce la pauză a condus cu 15-10. Președintele CSM Roman, Lucian Micu, a făcut câteva precizări legate și de viitorul apropiat al echipei. Trebuie să ne concentrăm pentru campionat și să începem din acest moment să obținem maximul de puncte din fiecare partidă. Ce meci urmează și unde? Joi începem cu ora 17 la Craiova, vom disputa etapa